Pașii noștri să fie îndreptați spre biserică și venind aici cu gândul și cu dragostea și cu toată nădejdea că vom primi anume cei ce avem lipsă. Fiecare creștin dacă merge la spital se duce pentru că are nevoie de doctor. Dacă se duce la spital are nevoie de sănătate. Așa și noi, fiecare dintre noi, atunci când simțim o slăbiciune sufletească, este neapărat nevoie să alergăm la Doctorul Suprem, la Doctorul Universal, care El nu poate tămăduie și trupul și sufletul. Și atât că din această cauză suntem cu toții în fiecare duminică pentru a ne împărtăși de darurile sale și pentru a mulțumi totodată pentru darul facere de bine pe care am primit-o în decursul săptămânii. Și anume în fiecare duminică avem și câte o Evanghelie care ne este spre folosul nostru, spre ajutorul nostru în pocăință, spre ajutorul nostru ca să avem nădejde că acolo sus ne privește Hristos cu ochiul Lui și ne vede Sfinții Îngeri, ne vede Dumnezeu, anume fapta bună și fapta ce rea. Și astăzi, dragii mei, este o Evanghelie în care Mântuitorul Hristos vrea să ne arăte cât de mult poate fi fericit un om dacă va împlini poruncile și dacă va fi un om desăvârșit. În mai multe evanghelii auzim că desăvârșire, ca să ajungă omul la desăvârșire, este foarte greu, pentru că mulți dintre noi înțeleg cu totul și cu totul altfel acest frumos aspect al desăvârșirii unui om spre cele dumnezeiești, spre cele cerești. Pentru că anume morala creștină, morala și trăirea creștină a unui om trebuie neapărat nevoie să fie combinată cu sau suprapusă cu viața Mântuitorului Hristos și cu morala credinței creștine și în general cu legile dumnezeiești. Pentru că nu poate fi concepută creștinismul fără că să aibă o morală creștină dezvoltată. Odată ce noi suntem după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, avem și condiții. Și nu este suficient ca unul numai să împlinească aceste condiții, dar în Mântuitorul vedem că în Evanghelie nu condamnă Vechiul Testament, dar de multe ori spune că am venit să-L împlinesc, am venit să-L completez, am venit să adaug ceea ce nu era sau să scot ceea ce nu trebuia, ceea ce nu trebuia pentru popor. Și iată că acest aspect al vieții Mântuitorului Hristos îl vedem chiar în viața noastră. Pentru că, anume, Mântuitorul Hristos a fost blând. Și noi trebuie să fim blândi. Anume, Mântuitorul Hristos a fost modest. Pentru că prin viața Lui vedem această morală dezvoltată a unui om desăvârșit. Și desăvârșirea mai înseamnă omul, ca și tânărul din Evanghelie, când a auzit, când l-a văzut pe Domnul și i-a zis, Doamne, ce puteți să fac ca să merg bine pe cale? Ce pot eu să fac ca să câștig împărăția lui Dumnezeu, să câștig raiul și pe toate cele cerești? La care Mântuitorul foarte simplu, să împlinește poruncile. Și Mântuitorul și acest tânăr i-a zis, Doamne, încă din tineretile mele, din copilăria mea, datorită părinților mei care m-au educat, am împlinit poruncile și le împlinesc până acum. Ce pot să fac ca să fiu desăvârșit? Și iată că Mântuitorul îi pune o altă condiție în calea lui, să-L urmeze pe Hristos. Să repede tot și să urmeze Domnului. Să repede avere, să repede casă, să repede mansă. Și acesta nu a putut să-L urmeze pe Hristos pentru că impedimentul sau l-a împiedicat foarte tare averea, l-a împiedicat foarte tare
gânduri despre cele lumești și materiale și s-a întors foarte trist la casa lui că nu a putut să-L urmeze pe Hristos pentru că era atârnat și era prea legat de materie. În aceeași situație ne aflăm și noi, dragii mei. Pentru că anume Mântuitorul Hristos mai spune și o lege a omenirii. O lege omenească. Pentru că pe lângă cele 10 porunci, noi suntem îndemnați să facem anume ceea ce vrem noi să câștigăm. Dacă, cum spune Mântuitorul, dacă vrei să-ți facă ție cineva bine, fă și tu bine. Ceea ce vrei tu să-ți facă ție oamenii, fă și tu la fel. Adică fă-le și tu spre slavă Dumnezeu, pentru ca oamenii să, pentru ca noi să fim folositori omului. Nu să fim ca cel care a trecut pe lângă omul. Pentru că ați observat și în unele din evanghelii la Sfântul Evangheliști care spune că a trecut pe lângă omul în suferință, care era bătut de tâlhar. Acela, dragii mei, care l-a bătut, i-a fost un om care a fost contra om. Sau sunt aceste trei categorii de oameni. Om contra om, om pe lângă om, om pentru om. Iată că vedem pe cel care l-a bătut și l-a aruncat în groapă. A fost om contra om, adică a fost un om răutăcios. Și l-a dezbrăcat și a luat tot ceea ce avea. Omul care a trecut pe cale și l-a văzut, nu a tras atenție la durerea lui, acesta este un om clasificat ca fiind om pe lângă om. Adică un om indiferent, un om nepăsător și nu va putea câștiga împărăția lui Dumnezeu pentru că el nu a făcut rău, dar nici bine. Și foarte mult înseamnă ca omul să înțeleagă că pe noi ne îndeamnă poruncile vechi ale Vechiului Testament să nu facem rău. Dar Hristos vine și ne spune să facem și bine, nu tocmai să nu faci rău. Nu înseamnă dacă faci, nu faci rău, înseamnă că faci bine. Cel mai important este să trăim cu Duhul. Și atunci când vedem această insuficiență de putere, să cerem de la Bunul Dumnezeu putere și dragoste. Și iată că anume Mântuitorul Hristos ce face? Fericește pe cei care sunt blând. Spune că fericit este cel care este blând. Fericit este cel care este cu inima curată. Fericit este cel care nu are zavistie. Fericit este cel care este făcător de pace, că aceia, fiii lui Dumnezeu, se vor chema, aceia vor moșteni pământul, aceia vor fi milostivi. Fericiții sunt curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Iată că anume muntele măstinilor, când stătea Hristos și povestea poporului, cum poate un om să fie fericit, anume acest aspect al vieții trebuie să-l aibă un om, dacă vrea să devină un om al Raiului, un om fericit și un om desăvârșit. Și de aceea, pe fiecare dintre noi, Hristos ne îndeamnă la o contribuție a aproapelui. Pentru că în zadar ne-am putea noi numi creștini, din moment ce nu putem să vedem în fața noastră pe omul în suferință. În zadar ne-am numit creștini și am participat la Sfintele Liturghii, dacă noi am uitat legile dumnezeiești și ne-am apropiat mai mult de aceste legi materiale. Pentru că, încă o dată, repet, pocăința în viața noastră, pocăința în lumea aceasta, este înțeleasă cu totul și cu totul diferit. Fiecare dintre noi înțelege că a fi pocăit înseamnă că să porți numele de creștin, să nu cumva să ai un nume de păgân, dar cu faptele să fii cum vrei tu, să fii liber. Un om creștin nu poate fi liber. Un om creștin trebuie să stea jumătate de zi în fața altarului și să fie pocăit, pentru că doar așa se poate împărtăși de harurile lui Dumnezeu. Un om credincios, un om creștin nu poate să fie liber din moment ce noi avem legi și condiții prin care ne putem mântui. Nu poți să crezi că fiind liber și alegând calea ta cea de mijloc, vei deveni un om al lui Dumnezeu. Pentru că am ajuns să constatăm că oamenii liberi fiind intră în mândrie, de multe ori mai merg chiar pe la petreceri unde binecuvintez masa, sunt chemat ca să împărtăși bucuria împreună cu tinerii sau cu cei care sunt cu mătrii și văd acolo fel de fel de creștini de ale noastre care poate le văd în biserică sau foarte rar ne văd în biserică, cu părul făcut, una mai frumoasă decât alta. Una mai cocheată decât alta. Ne dăm seama acolo, poate am vedea, nu știu cum aș putea să egalez această capurile la creștinii noastre neacoperite, cu părul făcut frumos,
ca la urcani, mă iertați întrebuințând aceasta, pentru că de multe ori stăteam chiar cu cineva și discutam, zic, ia uitați-vă așa pe deasupra, vezi numai străluci, vezi numai frumusețe, este adevărat, este bine și nu este neapărat că putem să-i dar cădem în mândrie, pentru că noi vrem să fim mai frumos decât celălalt de lângă noi. De ce spun aceste lucruri? Pentru că haideți să ne întoarcem în urmă cu ceva timp, când părinții noștri, bunei noștri, pantaloni cârpiți, cu pantaloni în opinci, îmbrăcați foarte modest, țărac. Ce făceau? Mergeau spre biserică și erau foarte liniștiți, erau foarte îngăduitori, erau cu frică de Dumnezeu, erau cu credință și cu dragoste față de aproapele, știau să-și dea bună ziua, știau să-și iubească pe aproapele, pe fratele, pe sora, pe când noi acum ce suntem? Noi suntem doar ca niște roboți, exact cum ne vrea cineva să fim, exact așa suntem monitorizați, și nu mai avem libertatea noastră. În zadar spunem că suntem liberi. În zadar auzim că sunt partide liberale, partide liberale de tot felul și așa mai departe. Nu suntem liberi. Noi suntem condamnați pentru vecie. Cui? Suntem pentru că, de moment ce suntem creștini, nu neapărat trebuie să fii liber. Încă o dată, repet. Și din acest motiv, vă binecuvintez pe fiecare dintre dumneavoastră să înțelegeți fericirea ca să câștigi raiul. Fericirea pământească și fericirea cerească sunt două lucruri diferite. Era o doamnă, și s-a întâmplat cu o doamnă cu adevărat, care era o profesoară în misticism sau într-un fel de condamnă, care era contra bisericii, contra lui Dumnezeu. Un ateu întruchipat, dar era recunoscută, că era în felul ei, era deșteaptă, un psiholog. Și a ajuns ca să aibă o conferință, să stea în fața la mii de oameni și chiar în momentul acela a început să cârtească înaintea lui Dumnezeu, să spună că nu este Dumnezeu, mistica nu este nimic, nu este spiritualitate, nu este noi, suntem toți și așa mai departe. Și a condamnat pe Hristos și pe Dumnezeu că nu a existat niciodată și așa mai departe, multe alte lucruri în decurs de o oră de vreme. Și atât că seara s-a culcat și dimineața, când a încercat să se ridice din pat, Dumnezeu a paralizat-o. Și nu mult după aceea a și murit. Pentru că nu poate îngădui Dumnezeu ca tu să mergi la nesfârșit contra Lui, dat fiind faptul că El merge cu multă bunătate în fața ta. El merge cu multe binecuvântări. El îți dă tot ce ai tu nevoie, har, putere, dragoste, tot ce vrei. Și tu trebuie să fii mulțumitor și să nu cumva să cârtești înaintea lui Dumnezeu. Pentru că toate păcatele sunt iertate. Dar blasfemia înaintea lui Dumnezeu, blasfemia înaintea Sfintei Treimi și nerecunoașterea Dumnezeirii Mântuitorului Hristos și a lui Dumnezeu este condamnat și aici pe pământ și acolo în cele cerești. De aceea, a înțelege fericirea trebuie să începe chiar de astăzi. Ca să fii fericit trebuie să fii împăcat. Și cea mai simplă condiție, fă bine celui care îți face rău. Așa spune Mântuitorul Hristos. Vedeți ce condiție? Poate este mai greu de îndeplinit. Acel care ne face rău, noi putem să-l iertăm. Cine dintre dumneavoastră a putut să plece capul în cazul în care cineva i-a dat o palmă? Nu cred că este cineva care ar fi făcut acest lucru. Noi ne-am deprins că dacă îți dă o palmă, noi dăm doi puni. Dacă îmi dă un picior, atunci noi îi dăm cu parul cap și așa mai departe. Sau dacă îmi fur o găină sau altceva, noi încercăm să-i punem pedici ca el să piardă mult mai mult. Nu ne dăm seama că nimic nu este a nostru. Nu ne dăm seama că luându-ne cineva, noi câștigăm în zecit. Dacă suntem făcători de pace. Și iată că aceasta este și condiția mântuirii noastre. Dacă tu ții la averea ta, dacă tu ții la munca ta, dacă tu ții la oboseala ta și îți respecti familia, gospodăria, casa, copiii și tot ce ai în prejurul tău, bogăția sau ce ai tu acasă, nu trebuie să înseamnă că nici tu nu trebuie să răpești munca altuia, că fiecare muncim. Fiecare dintre noi muncim. Și ne pare rău când cineva ne fură din prejurul casei. Ne pare rău când chiar dispare, chiar uitând la poartă ceva, ne pare rău când dispare, pentru că a trecut un om rău și a pus mâna. Este regretabil că vedem că între creștini, între frați și chiar și între neamuri se fură pe un cap. Când ai ajuns să uiți ceva afară sau să uiți mașina deschiată,
nu mai găsești, nu ne mai vorbim de acte sau de alte lucruri. Tot ce este de preț, acolo tot îți fură. Am ajuns în timpuri foarte grele că încercăm să observăm pe cel de lângă noi, dacă nu se uită, îi băgăm mâna în buzunar sau îi dăm cu sabia pe la spate. Sau ne vorbim mai rău decât a da cu sabia. Sabia mai înseamnă și vorba aceea scuțită a oamenilor care nu-și pot înfrâna limba și gura. De aceea, Bunul Dumnezeu să binecuvinteze toată făptura. Să ajungem la bunăstare. Să ajungem ca mulțindu-ne în biserică, să ne mulțim cu și sufletește și cu multă dragoste. Și să trăim în pace, că doar așa, o săptămână de zile, săptămână de săptămână, duminică de duminică, să putem a ne împărtăși de harul lui Dumnezeu și binecuvântarea Lui. Vedem că anul timpurile decurg foarte bine. Vedem că tot ce am strâns de pe deal este totul la loc. Cui? Datorită puterilor care ne dă Bunul Dumnezeu și noi trebuie să fim recunoscători pentru toate. Să aveți o săptămână binecuvântată. Vreau să vă anunț că marți avem sărbătarea acoperământul Maicii Domnului și anume este hram, după cum cunoaștem, la Drăguceni. După cum cunoaștem, este și hramul Chișinăului. Este o sărbătare în care Bunul Dumnezeu ne va chema la biserică ca eventual după Sfânta Liturghie să mergem pe la neamuri, să mergem la petreceri sau acolo la hramul orașului unde ne vom împărtăși, ne vom modifica și trupește pe lângă Sfânta Liturghie. Sănătate și multă bucurie! Vă rog să mă iertați, Bunul Dumnezeu să vă ierte, să vă